Bună ziua, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea Psihologie și Viață. Sunt Ceraselea Libe, gazda dumneavoastră. Astăzi, de Ziua Internațională a Educației, alături de noi se află doamna Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Cluj. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! E o zi specială și avem nevoie de un invitat special, cu atât mai mult cu cât învățământul clujan s-a remarcat și în acest an, cu rezultate deosebite atât la examene naționale, cât și la examene de titularizare a cadrelor didactice. Așadar și copii și dascăl foarte buni în județul nostru, doamna inspector general. Și multe alte activități frumoase. E de vorbit! E foarte important în contextul ăsta în care, din păcate, am ajuns să monitorizăm din ce în ce mai puțin procesul educațional, că ne ocupăm de tot felul de alte activități administrative, numărăm profesorii și elevii vaccinați și cazurile de COVID și cei testați și numărul de teste și 100 de alte link-uri pe care școlile zilnic le completează și noi le centralizăm, încât mi se pare că lucrurile cu adevărat importante ne scapă de multe ori. Și astăzi, fiind așa o zi specială în care în școală nu este activitate, pentru că este o zi liberă prin contractul colectiv de muncă, ziua de 5 octombrie, totuși se desfășoară activități și până să vin la dumneavoastră am participat la o conferință de aniversare a unui an de cluster de educație. La Cluj-Napoca avem primul cluster educațional și singurul la nivel național, în care Inspectoratul Școlar, Universitățile Clujene, Primăria și Consiliul Județean sunt membri fondatori și am vorbit despre educație cu cei mai importanți actori ai comunității educaționale clujene. Apoi am fost la Colegiul de Servicii în Turism Napoca, școala mea de suflet, pentru că am fost director mulți ani acolo, în care a fost dezvelit un bust al primului director și fondatorul clădirii în care astăzi școala își desfășoară activitatea. A fost un grup școlar de industrie ușoară. A fost un moment foarte emoționant la care a participat foarte multă lume din mediul educațional clujan și din mediul academic și reprezentanți ai mitropoliei și ai autorităților. Și mă gândeam așa că sunt puține momentele în perioada asta pe care o traversăm în care ne alocăm timp și pentru astfel de activități prin care încercăm să formăm și valori și atitudini la tinerii noștri, pentru că până la urmă educația nu înseamnă numai instrucția, numai transmiterea de cunoștințe. Ar trebui în primul rând să fim atenți la aceste aspecte, la formarea lor ca oameni frumoși, echipați cu valori, cu comportamente care să-i formeze ca oameni pe care noi toți să ne putem baza la un moment dat. Da, e foarte important, sigur, că să apreciem ceea ce e valoros, că cel mai frecvent ne ocupăm de probleme, de greutăți, dar comportamentele se dezvoltă remarcându-le și apreciindu-le, nu? Și atunci da. E bine să nu uităm că se muncește foarte mult, e foarte multă activitate, cu atât mai mult cu cât perioada în sine e destul de zbuciumată, nu? Și dată de pandemie. E un context greu pe care îl traversăm și vedeți că pare să nu se mai termine. Este greu și pentru că blochează foarte multe segmente ale vieții sociale, economice, este multă îngrijorare și în rândul părinților. Este greu și pentru cadre didactice, pentru că oricât de mult ne-am ferit noi de sistemul ăsta hibrid, până la urmă așa lucrăm, deci lucrează în clasă cu cei prezenți, dar sunt și copii care se îmbolnăvesc și rămân acasă 2 săptămâni și atunci profesorul este conectat și la tehnologie pentru a putea fi urmărit online și de copiii de acasă. Dar pe lângă activitatea didactică, așa cum spuneam, sunt foarte multe aspecte administrative pe care le rezolvăm în această perioadă. Ne ia mult mai mult timp comunicarea cu familiile, pentru că scenariile de funcționare se pot schimba de la o zi la alta și
Părinții trebuie să fie informați pentru a nu fi bulversați, pentru a ști cum să rezolve problema supravegherii copiilor în situația în care trebuie să rămână acasă. Și este dificil și de aceea trebuie apreciați colegii care în noi anul acesta de activități își găsesc timp și pentru astfel de proiecte și activități educaționale, pentru că până la urmă trebuie să învățăm să conviețuim cu acest virus perfid și să facem ca lucrurile să meargă mai departe. Viața trebuie să continue și pe lângă activitatea didactică este foarte importantă și activitatea extracurriculară pentru formarea copiilor și a tinerilor noștri. Da, în acest moment, care este situația și care sunt predicțiile pentru viitorul apropiat în ceea ce privește funcționarea școlilor, cu atât mai mult cu cât scenariile nu sunt discutate și funcție de rata de infectări? Ori la Cluj nu este chiar foarte simplă situația. S-a schimbat ordinul comun al celor două ministere, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, pe finalul săptămânii trecute, astfel încât nu mai depindem de rata de incidență înregistrată la nivelul fiecărei localități. Nu mai vorbim de niciun prag. Școala merge înainte cu prezență fizică, evident existând în fiecare școală clase care rămân două săptămâni online dacă apar cazuri de îmbolnăvire. Școlile pot solicita funcționarea în scenariu 2, respectiv toată școala online, doar dacă peste jumătate din numărul de clase au activitatea întreruptă din cauza apariției cazurilor de îmbolnăvire. Ori, din fericire, în acest moment nu ne confruntăm, chiar dacă rata de cazurilor de îmbolnăvire este mare și în municipiu și în multe alte localități din mediul rural, nu sunt așa de multe cazuri care să îi determine să suspende activitatea întregii unități de învățământ. Așadar, nu este nicio școală care să aibă suspendată activitatea în acest moment? Avem o singură unitate, este o școală post-liceală sanitară, o școală privată, cu un număr mic de clase, dar problema este la personalul didactic și didactic auxiliar. Acolo directorul, secretara și alte câteva cadre didactice sunt bolnave și pentru că ei au avut contact cu toate clasele, au preferat să rămână online două săptămâni până la ieșirea din carantină. În rest, în învățământul de masă nu avem nicio școală în județ care să fi solicitat suspendarea cursurilor pentru că au așa de multe clase. Și este normal până la urmă să nu aplici unitar măsura dacă pe raza localității sunt acele cazuri, să întrerupi școala, cu atât mai mult cu cât poate sunt școli în care nu există niciun caz. Da. Mă uitam, de exemplu, ieri, că de ieri avem și un link pe site-ul inspectoratului, unde sunt înregistrate toate școlile cu toate clasele care au activitatea online. 5-a, 6-B și perioada în care ei își desfășoară activitatea online. Și mă uitam pe lista aceea lungă cu 400 și ceva de unități, că sunt multe în care nu există nicio clasă cu activitate online. Dar este posibil ca situația să se schimbe de la o zi la alta, pentru că vedeți că la nivel național crește foarte tare rata aceasta a infectărilor. Ne-am fi dorit să nu fie așa și ne-am fi dorit să avem o rată mare de vaccinare și să nu mai apară așa de multe cazuri de îmbolnăvire, dar din păcate lumea nu a înțeles importanța acestui proces și se pare că suntem mai rău decât în primul an de pandemie cu numărul de cazuri la nivel național. Da, școlile sunt mai expuse în acest moment și datorită faptului că acest virus cu varianta Delta pare că are un efect destul de mare de contagiozitate asupra copiilor care nu sunt vaccinați, pentru că nu sunt vaccinați. Da, din păcate și-a modificat structura acest virus și acum afectează și organisme mai tinere și copii, sigur că da. Chiar dacă ei nu fac forme așa de urâte ca adulții,
sau unii sunt chiar asimptomatici, unii dintre copii doar la testare descoperă că au acest virus, dar vedeți că reacțiile sunt diferite de la un organism la altul în funcție de istoricul medical, de posibilele afecțiuni pe care fiecare le are, de riscuri asociate, astfel încât este greu de anticipat. Sigur, discutam la un moment dat cu cineva și spunea că nu s-a îmbolnăvit, că are o sănătate foarte bună. E adevărat, până în momentul în care contactezi acest virus, pentru că este foarte, foarte diferit modul de manifestare și până la urmă vaccinul nu vindecă, vaccinul previne. Bine, previne îmbolnăvirea sau previne o formă gravă, severă de manifestare. Exact. Ce ne facem cu cadrele didactice care nu sunt vaccinate și care, în contextul acela al funcționării alături de copiii care pot fi vehicule pentru acest virus, sunt într-o situație de risc? Să știți că noi avem un procent destul de bun de vaccinare. În fiecare săptămână inventariem și această situație. Vineri aveam 67% dintre personalul didactic vaccinat cu ambele doze la noi în județ și chiar au început unii și cu doza a treia și în jur de 65% personal nedidactic și didactic auxiliar. Din păcate, numărul copiilor este mic, deci numărul celor care și-au făcut vaccinul, pentru că mulți părinți nu sunt convinși că e important să facă acest pas, doar în jur de 23%. Sigur că doar copiii cu vârsta de peste 12 ani pot să se vaccineze. Și nici intenția de vaccinare în rândul copiilor nu era foarte, foarte bună săptămâna trecută. Ministerul a transmis un chestionar în unitățile de învățământ prin care se dorea sondarea intenției de vaccinare, tocmai pentru a ști dacă e important să se deschide centre de vaccinare în cabinetele din școli sau este suficient la centrele organizate de primărie la nivelul localităților și procentul părinților care își exprimau acordul pentru vaccinare era destul de redus la noi în județ. Probabil că la adolescenți e o situație mai bună. Ei au fost mai deschiși în a se vaccina și pentru ca să poată participa la anumite evenimente, să aibă intrare. Adolescenții s-au vaccinat în special înaintea examenelor din vară pentru a putea organiza acele petreceri de absolvire a liceului, pentru a participa la evenimente, la concerte, câte s-au întâmplat și în orașul nostru, la manifestări sportive. Vedeți că și acum la sala sporturilor s-a încheiat un campionat de tenis de câmp, de masă, urmează tenis de câmp și în interior acum nu mai poți participa la evenimente decât cu dovada de vaccinare sau cu rezultatul unui test. Ori e complicat din două în două zile să-ți faci test ca să poți să participi la viața socială, pentru că nu putem nici să rămânem izolați în casă, trebuie să ne desfășurăm viața în continuare și știm cu toții cât de afectați am fost în primul an de pandemie, când eram blocați în casă, majoritatea erau în telemuncă, totul era online și ne lipsea socializarea și contactul direct cu semenii noștri. Din punct de vedere al educației, sigur că această formulă care este binevenită pentru o situație de criză, această formulă de muncă online totuși aduce și anumite limitări ale actului educațional, clar. Sunt limitări, în primul rând, în ceea ce privește formarea mai ales a copiilor, nu? Nu neapărat la nivelul transmiterii de informații, exact cu ce începuserăți. Atitudine, conexiuni. Este în primul rând acel feedback imediat pe care elevii nu îl mai au. Este și o problemă de destabilizare, de lipsă de interes a copiilor de vârste mai mici care nu sunt supravegheați și care pot fi foarte ușor distrași de la activitățile de învățare, de alți factori. Și este lipsa aceasta de evaluare unitară și obiectivă pe care cadrul didactic nu o mai poate desfășura în aceleași condiții, iar rezultatul evaluării pe un test grill administrat online nu este relevant pentru nivelul de pregătire al elevilor. Noi am avut foarte mari emoții anul trecut în preajma examenelor naționale, pentru că
era foarte greu de estimat nivelul de pregătire al copiilor. Rezultatele de la simulările naționale au fost relativ bune la noi în județ, dar rata de participare a copiilor la aceste simulări n-a fost foarte mare, plus că totdeauna există diferențe între simulare și examenul propriu-zis. Ori este foarte greu să livrezi conținuturi, să ai forme alternative de evaluare, sigur că nu doar testul scris cu itemi bine stabiliți este relevant pentru evaluarea din sistemul de educație, dar până la urmă examenele naționale așa se desfășoară și sunt indicatori care totuși au o greutate mare la noi în sistemul de educație. Rezultatul de la evaluarea națională contează pentru admiterea la liceu, media de la bacalaureat contează pentru admiterea în învățământul superior și nu putem să nu acordăm importanță acestor forme de evaluare națională. Mai mult se vorbește în ultima vreme de o evaluare standardizată la nivel național și pentru evaluările de proces pe parcursul anului școlar, deci teste anuale, finale. Am înțeles că Ministerul pregătește acum accesarea unui proiect din fondurile acestea de redresare și reziliență, tocmai pentru a forma cadre didactice și pentru a genera seturi de itemi pentru astfel de evaluare, pentru a nu mai fi diferențe așa de mari între evaluarea de la clasă și nota obținută la examenele naționale. Sigur că un sistem unitar este fundamental în condițiile de astăzi, nu? Lipsa acestei evaluări unitare standardizate a atârnat foarte greu în primul an de pandemie, în care existau voci care sugerau renunțarea la examenele naționale și admiterea la liceu și la facultate în baza mediilor din anii de școală. Ori evaluarea nu este unitară la noi în sistem. Da. Nici măcar la nivelul unei școli. Sunt multe școli în municipiu, în special, care merg pe teze cu subiect unic, dar tot așa mai mult la clasele terminale, nu la toate nivelele de clase. Da. Nevoia de normalitate și revenirea la normalitate, e clar că e o cerință care ne obligă la foarte multe. Evaluăm copiii, vorbim de evaluarea lor. În curând evaluați directori. Da, suntem în procedură deja cu concursul pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunți. Am depășit prima etapă de înscriere și au încărcat documentele într-o aplicație elaborată de minister. Am verificat. Acum, până mâine, este o etapă în care profesorii mai pot să-și regleze anumite documente dacă din greșeală și-au încărcat, nu știu, de două ori certificatul de naștere în locul celui de căsătorie sau, mă rog, nu sunt foarte bine scanate documentele și nu-i foarte lizibil conținutul. Iar în 15 octombrie va fi proba scrisă, foarte importantă în economia acestui concurs, pentru că trebuie să obțină un minimum 7 cei care doresc să participe la proba următoare, proba de interviu, unde vor primi întrebări din management, legislație și trebuie să prezinte o ofertă educațională a școlii pentru care concurează. S-au înscris mulți tineri? S-au înscris peste numărul de posturi pe care îl avem. Sigur că după proba scrisă, candidații pot opta pentru care școală doresc să concureze. E o noutate concursul de anul acesta. Și la acel moment vom vedea dacă sunt școli pentru care nu s-a înscris niciun candidat sau dacă există concurență pe anumite posturi de director. Eu anticipez că așa va fi, că vor fi școli la care va fi concurență și sunt și școli, mai ales în mediul rural, unde nu a dorit să se înscrie nimeni. Și în acele locuri va fi delegat? Va fi, toți directorii în acest moment au o decizie de detașare pe perioadă determinată până la sfârșitul anului școlar. Deci cei care sau școlile pentru care nu optează nimeni să meargă la concurs vor rămâne aceleași persoane cu detașare până la 31 august și
Pe urmă vom vedea. Erau ani în care ministerul organiza două sesiuni pentru concursul de director, una toamna, una primăvara. O să vedem dacă va fi la fel în primăvara sau anul viitor. Cred că asta în funcție și de numărul de posturi neocupate prin concurs care vor fi la nivel național. Da, se derulează atât de multe evenimente la nivelul inspectoratului școlar. Da. Emoții pentru copii, emoții pentru profesorii care candidează, emoții pentru diverse proiecte care sunt puse în fața tuturor ca să fie îndeplinite. Ce proiecte noi, deosebite, mai derulați la nivelul inspectoratului școlar? Sigur, în legătură cu alți factori ai comunității sau pot cu sprijinul autorităților? Săptămâna trecută am avut un proiect foarte frumos, este la a doua ediție și anul trecut, așa în plină pandemie, am ținut să marcăm momentul. Ziua Europeană a Limbilor se întâmplă în fiecare an în 26 septembrie. Anul trecut a fost o activitate într-un cerc mai restrâns la clădirea Casino. Au fost invitați reprezentanții ai centrelor culturale, german, francez, domnul primar a venit și în calitatea de primar, dar și de cadru didactic. Anul acesta, pentru că totuși trăim într-un Cluj exemplu de multiculturalism și multilingvism, nu numai la nivel național, ci și la nivel european, avem atâtea universități, atâția studenți vorbitori de diferite limbi, avem școli cu predare în limba bilingv, în limbile italiană, franceză, spaniolă, portugheză, engleză, germană în Cluj. Și am vrut să punem în valoare potențialul copiilor de la aceste școli, astfel încât am dedicat o întreagă săptămână multilingvismului la Cluj-Napoca. Am avut în săptămâna premergătoare, datei de 26, în fiecare zi, activități dedicate câte unei limbi moderne, desfășurată într-un spațiu generos din oraș. A fost la clădirea Bastion, la Casino, la Facultatea de Litere. Am avut câte o activitate foarte frumoasă dedicată diferitelor limbi și au fost dublate workshop-urile, sesiunile de momente artistice pregătite de elevii de la Liceul de Muzică și de la Liceul de Coreografie din cultura diferitelor popoare. Și am încheiat această săptămână cu o activitate frumoasă la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, în care, pe lângă intervențiile invitațiilor domnul consul al Spaniei, al Italiei, la Cluj-Napoca, reprezentanți de asemenea Centrului Cultural German, francez, al Mitropoliei, domnul primar, de asemenea am presărat intervențiile și gândurile legate de importanța multilingvismului, a multiculturalismului, a conviețuirii în acest spațiu european prin excelență, cum este Clujul, de asemenea cu momente artistice și a fost un moment plin de emoție și pentru noi, organizatorii, și pentru copii, părinți, cadre didactice, pentru că acești artiști în devenire au nevoie de astfel de momente în care să-și manifeste talentul. Ei se pregătesc în sălile lor de repetiții, dar toți artiștii se hrănesc din relația cu publicul și i-am văzut în primul rând pe copii cu câtă bucurie s-au prezentat în fața noastră, cu câtă pasiune au dansat, au cântat, au interpretat arii celebre și de asemenea am văzut emoția și satisfacția din rândul profesorilor și a părinților și am zis, uite că este o idee binevenită aceasta de a ține totuși școlile deschise cu măsuri sporite de siguranță sanitară, cu testare, cu lămurirea de a se vaccina cei care pot, dar îmi amintesc cât de mult sufereau, în special copiii de la coreografie anul trecut, că nu puteau să participe la aceste activități la școală. Cum da. Să dansezi în fața calculatorului la indicațiile profesorului din spatele ecranului? Da, e foarte greu și ei au nevoie de asta, să fie văzuți, li se acordă atenție, da. Să fie aprecierea. După amiază, pentru că vorbeam de proiecte, da. Avem de asemenea lansarea unui proiect al Inspectoratului Școlar pentru practicarea sportului în rândul tinerilor. Vom lansa la Sala Sporturilor un proiect, Academia de Handbal,
dedicat practicării, încurajării copiilor de a practica și acest sport în orașul și județul nostru, pentru că basketul și fotbalul sunt bine reprezentate. Exact. Și ne dorim și pentru handbal, este mult interes, sunt și sponsori care susțin acest proiect și vom avea astăzi prima întâlnire cu niște mici demonstrații ale școlilor implicate în proiect. Mâine încheiem un proiect POCU dedicat reducerii abandonului și egalității de șanse, în care au fost implicate 5 școli din mediul rural și avem în pregătire depunerea de alte astfel de proiecte pentru că și-au dovedit utilitatea. Aceste proiecte de tip POCU au adus împreună pentru prima dată la aceeași masă și au participat la workshop-uri, la seminarii, la activități de consiliere, deopotrivă elevi din medii dezavantajate, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai autorităților. Și la o altă conferință de închidere am avut 5 astfel de proiecte în derulare. Spunea domnul primar de la St. Paul atunci că a fost o experiență extraordinară și pentru ei și că pentru prima dată au învățat să lucreze împreună și le place și își doresc alte astfel de experiențe. Este o șansă și pentru cei care nu și-au finalizat studiile la timp, pentru că în cadrul acestor proiecte au fost și activități de învățare de tipul a doua șansă pentru adulți care nu și-au terminat studiile, cu stimulente materiale. A fost grijă pentru foarte multe aspecte ale stării de bine și ale normalității lor, deci cu tot felul de compensații materiale, cu pachete de igienă, de rechizite, cu activități extracurriculare, cu vizite, cu excursii, cu activități suport de consiliere pentru toți cei implicați în proiect și cred că depinde doar de noi să avem capacitate să putem să susținem astfel de proiecte în continuare, pentru că prin acest program de redresare și reziliență vor fi foarte multe fonduri alocate acestor proiecte. Da, vă dorim foarte mult succes și e foarte important, cu atât mai mult cu cât cadrele didactice în sine sunt niște persoane extrem de active, de creative, de deschise spre societatea în care funcționează. Câte cadre didactice sunt aproximativ în județ? Sunt aproximativ 8.000 și aproximativ 100.000 de elevi. Și nu numai, vor fi și mai mulți, că am înțeles că și creșele vor deveni părți ale ceea ce înseamnă da. Acest proces trebuia să se întâmple din 2011, după apariția legii educației. Nivelul antepreșcolar apare în legea educației ca nivel de educație. Sigur că la acel moment a apărut o metodologie de funcționare a creșelor. Ele puteau să funcționeze și pe lângă grădinițe, dar și în administrarea UAT-urilor. Acum sunt în grija autorităților locale. De la 1 octombrie a devenit oficial că pot fi preluate. Vom avea situații diferite, adică autoritățile locale pot în continuare să administreze creșele, așa cum se va întâmpla la Cluj-Napoca, dar toate celelalte creșe din județ vor trece în administrarea noastră. Oricum și pentru cele din municipiu vom asigura coordonarea metodologică, pentru că există curriculum aprobat pentru educația antepreșcolară, personalul trebuie format, nu toate persoanele angajate în creșe în acest moment au pregătirea necesară, adică nu toți au terminat educator puericultor la colegiul pedagogic, dar vor avea posibilitatea să parcurgă cursuri de formare în următorii ani. Este un proces anevoios, cred că produce îngrijorare în special în rândul angajatelor din creșe, dar până la urmă așa se întâmplă în toată lumea, deci copiii merg pe educație instituționalizată de la vârste cât mai mici. Pentru noi este un motiv în plus de îngrijorare și o activitate în plus în această perioadă oricum încărcată, dar vom încerca să facem ca această preluare să nu producă agitație în sistem și lucrurile să,
să meargă bine în continuare. Și până la urmă, cred că este în regulă așa, ca ele să fie arondate grădinițelor și să împartă împreună spațiile, pentru că erau copii cu vârsta între 2 și 3 ani, de exemplu, care, mă rog, nu puteau să meargă la grădiniță, că n-aveau 3 ani împliniți, nu l-ar mai fi ținut nici în creșă, pentru că erau nevoi mai multe din spate de copii cu vârstă mai mică. Și funcționând împreună, pot fi organizate activitățile și distribuiți copiii astfel încât totul să fie în beneficiul lor și să-și găsească cât mai mulți copii locul în aceste instituții de educație. Sigur că lucrurile se vor așeza, cadrele didactice din grădinițe sunt și niște mentori, poate, pentru personalul care evident se va forma, care va avea șansa de a se dezvolta și în sensul acesta de a deveni educatori într-un fel, nu? Da, noi oricum aveam de câțiva ani la Colegiul Pedagogic, există clasă de educatori puericultori. Pot și absolventele de liceu pedagogic cu calificarea învățător educator să preda la aceste grupe. Până la urmă e tot o formă de educație, sigur, cu specificul vârstei. Oricum, grupele sunt cu mai puțin copii la creșă, personalul este mai mult, dar și costul standard alocat instruirii copiilor din creșe este mult mai generos, aproape dublu față de cel alocat grădinițelor. Doamna inspector școlar general Marinela Marc, un mesaj de Ziua Internațională a Educației pentru toți cei care se ocupă de educație în județul Cluj și nu numai, și pentru copii și pentru părinților. De ce nu? Educația ne aparține tuturor. Ne aparține și este sistemul cel mai larg. Deci, pe lângă faptul că în fiecare localitate există cel puțin o școală, mai mare sau mai mică, deci pe lângă copii, pe lângă cadrele didactice, angajații școlilor, sunt părinții care au vrând nevrând legătură cu școala. Deci cred că este sistemul cu cea mai întinsă ramificație și care suscită cel mai mare interes în societate. Eu le doresc colegilor mei să fie sănătoși în primul rând, să nu uite nicio clipă că desfășoară o activitate deosebită, deci este o profesie nobilă, în care, dincolo de cunoștințele pe care le-ai acumulat, trebuie să ai har, trebuie să pui foarte mult suflet. Până la urmă, este o muncă plină de satisfacții. Mă uitam azi la activitatea la care am fost, au fost și copii invitați și când ești în rândul, în mijlocul lor, ai un sentiment aparte, ai sufletul tânăr și plin de emoție de fiecare dată. Și să nu uite că acești copii, acești tineri pe care îi avem în grijă, au foarte multe așteptări de la noi. Au foarte multe griji și ei, deși noi avem tendința să spunem că nu există apăsări la 14, 15, 16 ani, ce griji pot avea ei față de adulți. Au foarte multe semne de întrebare. Și îi sfătuiesc să fie apropiați de acești copii, să-i asculte, să le răspundă întrebărilor și dincolo de a le livra informații, așa cum spuneau la început, au datoria de a-i forma, de a le forma sufletul, mințile, caracterele, de a fi modele pentru ei, de a le da încredere, speranță și de a face ca lucrurile să meargă bine și de a contribui la asigurarea acelei stări de bine pe care copiii trebuie să o aibă la școală, pentru a nu veni cu groază, pentru a nu veni încrâncenați și pentru a fi convinși că ceea ce se întâmplă în școală este bine și contribuie la dezvoltarea lor. La mulți ani tuturor și la multe și frumoase realizări! La mulți ani și dumneavoastră și să îi ajutați pe toți, așa cum știți foarte bine să o faceți, ghidându-i spre cei mai bine pentru copii, pentru educație. Toți am avut dascări care ne-au marcat devenirea la un moment dat și cred că ne amintim cu drag de cel puțin un profesor care ne-a format, la care am apreciat ceva. Eu personal am ales cariera didactică din drag pentru una din profesoarele pe care le-am avut în școala generală. Și e important să nu uităm acest lucru, pentru că noi suntem primele modele profesionale pe parcursul devenirilor profesionale. Și acum fiecare își spune în gând numele unui profesor pe care l-a iubit cel mai mult. Pe doamna profesoară care v-a marcat atât de mult evoluția, cum a chemat-o?
Cred că e o coincidență, dar avea același prenume ca și mine. Și era proaspăt absolventă de facultate și ne uitam cu foarte mare drag, era foarte apropiată de noi. Era drăguță, era caldă, era echilibrată. Am iubit-o cu toții. Mi-a fost și dirigintă în primii ani de gimnaziu și de atunci mi-am dorit să fiu descălit așa ca și ea. Și ați și reușit. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Sper că ne mai întâlnim pentru a discuta despre proiectele noi care vor începe să se deruleze la nivelul Inspectoratului Școlar General Cluj. Cu mult drag. Inspectoratului Școlar Cluj. Mulțumesc, doamna Marinela Mar, și vă așteptăm cu drag și altă dată. Mulțumesc și eu. La revedere!